mulți ani, Rafael! Să fii sănătos și tu și toți copiii! Astăzi, Rafael, un copil din zona carantinată, din municipiul Suceava, a împlinit 7 ani. Am răspuns cerințelor lui Rafael și a familiei sale. Este primul an în care nu reușește să-și serbeze ziua alături de colegi. Din păcate, pandemia prin care trecem, situația în care ne aflăm, privează pe mulți copii de momente fericite. Am putut astăzi să aducem în inima acestui copil și în casa lui puțină fericire cu polițiști, cu mici cadouri pe care am încercat să le facem. Este un mesaj pentru toți copiii, pentru toți sucevenii, că totul va fi bine, că viața trebuie să intre în normalitate, că această perioadă grea va trece și că viața merge înainte. Îi urăm încă o dată la mulți ani lui Rafael și felicităm pe toți copiii suceveni care au înțeles să stea în casă. Este un mic efort pe care l-au făcut polițiștii. Am încercat să-i dăm și un iz național. I-am pus tricolor la gât pentru că Rafael, din discuțiile telefonice pe care le-am avut cu el, este un bun român. Își dorește să fie polițist atunci când va fi mare și a fost și un imbold pentru noi suplimentar pentru a face acest gest. Băiețelului meu Rafael Alexandru și al meu personal Poliției Suceava pentru această minunată surpriză și complicilor care știu că au organizat această surpriză și ce să spun, să fie bucuria asta tuturor copiilor, în sufletul tuturor copiilor care sărbătoresc zilele de naștere în această perioadă când nu pot să stea cu prietenii, să meargă la un loc de joacă și sperăm să simtă și ei la fel cum a simțit și băiețelul meu astăzi. Vă mulțumim din suflet pentru prezență. Da, pentru că nici bunicii nu sunt aici în oraș, prietenii de la școală mi-au explicat că nu pot să vină și atunci am încercat noi acasă cât am reușit să-i creăm un mediu, un mediu familial. Ok, am făcut surprize de dimineață, acum urmează tortul, el tot aștepta o surpriză și n-am încercat să nu-i spunem. Nu. E fan mașini de intervenție, chiar astăzi și-a luat și tricou și pantalon de training, tot cu mașinile de intervenție, dar nu știa ce se întâmplă. Acum e pasionat de calculatoare și am spus că surprize din partea Google. I-au trimis poliția, că știa că este pasionat. Ți-a plăcut cadoul? Da? Ce te faci când ai să crești mare? Ce? Ce vrei să te faci când crești mare? Încă nu știu! Nu știi?